Problematica pe care noi o dezbatem astăzi este una care afectează antreprenorii la nivel național. Nu este doar problema mea, a CONAF-ului, a FPPG-ului sau a nu știu cărei alte entități patronale, este problema tuturor, ne privește pe toți și trebuie să știți încă un lucru, că dacă nu facem ceva în acest sens să rezolvăm partea de deficit al forței de muncă cu care ne confruntăm, probabil că în următorii 10 ani nu va mai fi atât de frumos cum este astăzi. Da? Astăzi încă avem forță de muncă, ne plângem de anumite probleme cu care ne confruntăm, dar găsim soluții pe termen scurt. Sunt oameni care au ceva de spus, oameni care au găsit soluții, oameni care vor să împărtășească aceste soluții cu dumneavoastră sau să găsim alte soluții împreună, să construim o punte de dialog cu guvernul.